Sunt zile numărate până la Paște, iar instituțiile statului au luat deja un șir de măsuri pentru a asigura ordinea și securitatea publică de sărbători. Din 1 mai, în interiorul aeroportului Chișinău vor avea acces doar pasagerii, iar mii de polițiști vor patrula în zonele aglomerate. Din 1 și până pe 16 mai, în aeroportul internațional Chișinău vor avea acces doar pasagerii. Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a explicat că scopul acestei măsuri este de a spori securitatea în zona aerogării. De Paște, numărul polițiștilor de frontieră va fi majorat la punctele de trecere, inclusiv în aeroport. Autoritățile spun că în această perioadă s-ar putea intensifica și traversările ilegale. Este o practică, de fapt, tradițională, aș spune, în cadrul Poliției de Frontieră. În acest sens, am sporit numărul de patrule care vor patrula sectorul de frontieră. Inclusiv va fi sporit și numărul de patruli mixte cu colegii din Ucraina, cât și colegii din România, pentru verificarea persoanelor care se află în zona de frontieră. Șeful Poliției Naționale susține că mii de oameni ai legii vor fi la datorie pe drumurile naționale, dar și în parcuri, piețe și alte zone aglomerate. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să aibă grijă de bunuri, iar părinții să nu-și lase copiii nesupravegheați. Șeful IGP a venit cu recomandări și pentru cei care vor participa la evenimentele dedicate zilei de 9 mai. Amintesc că cu toții avem obligativitatea de a respecta bunele reguli reglementate atât de legislația în vigoare, dar în mod special de legea cu privire la întruniri. La moment este îngrădit sau este interzis comercializarea, păstrarea, producerea și portul panglicilor bicolore care reprezintă simbolul unei agresiuni. Rugăm ca să evităm mesajele cu tentă politică și provocatoare. Tradițional, de sărbători crește numărul cazurilor de intoxicații, inclusiv cele provocate de consumul excesiv de alcool, și reprezentanții IAM s-au venit cu recomandări către cetățeni. Menținerea mâinilor și a suprafețelor curate înainte și în timpul preparării alimentelor. Separarea produselor crude de cele preparate. Gătirea termică corespunzătoare a alimentelor. Bucatele pregătite se vor păstra la frigider timp de maxim 48 de ore. În caz de urgențe, cetățenii sunt rugați să sune la serviciu 112.